Bună ziua! Este o ocazie unică, bine, o dată la 40 de ani, dar să zicem că e unică, că mai apucăm alta, în care vedem cea mai mare adunare de olsituri făcută vreodată în România. Bine, cred că așa arătau pe vremuri parcările din Craiova în general, pentru că aici era plin de olsituri. Absolut superb, absolut superb. Să o luăm așa de la o parte în alta. Asta pare ceva de raliu așa. Ia uite. Dicky Olsit. Asta e un olsit care merge. Vezi? Uite, dunga aia n-am văzut-o niciodată, mai ales continuată și pe capacul rezervorului. Nu știu ce e cu roata asta de macadam așa. Cred că e ceva ciudat pe la accelerație. Proiectoarele de olsit. De n-am spart la proiectoare de ăștia fiind toate bordurile. Te vezi? Am pus lumea, scuturile am mai pus diverse pe sub ele. Era problemă mare la olsit cu fluxul de aer, fiind răcit cu aer motorul. Dacă spuneai scuturi și alte prostii, riscai să strici motorul. Bordul crăpat ca de obicei, dar nu se poate să nu fie bordul crăpat la olsit. Așa au fost materialele. Au crăpat ele bordurile și la mașini mai bune. Nu știu cine a tot făcut mașini de culoare asta. Toți producătorii au tot făcut. Culoarea aparat auditiv. Uite, vezi? Sistemul de încălzire din olsit. Da? Tubulaturile de acolo. Problema era că se mai umpleau de ulei și de alea și se băga înăuntru tot mirosul de ulei, îți venea rău. Ia uite, interior albastru. Nu știu cât se vede pe camera asta, că nu o filmează foarte bine la lumină închisă, la lumină redusă. Bordul crăpat ca de obicei. Dar în interior de piele sau vinil albastru. Bucăți cromate. Uite, vezi lui domnul cu olsitul, culoarea aparatului auditiv, trebuie să-i spunem să nu se mai aladă pe peltie, să-și aladă pe compresor. Up. Geamurile de olsit, eu așa le zic, geamuri de olsit, ele teoretic care le-ar zice geamuri custode. Da, sunt geamurile astea de se desfac înspre noi încoace. Și aici se vede geamul custode montat în sistemul custode, adică lipit de un cheder, iar în partea asta probabil sunt tot geamuri custode, pentru că vă cau gaură în partea asta, dar montate în cheder. Din ce am înțeles, dacă vrei să intri într-un olsit să nu fii violent, scoți chederul de la geamul ăsta, pentru că geamul e prins în cheder, și intri fără probleme. Bine că nu cred că ai ce să fur din el. Băi, deci aici este... Cât de mult îmi plac olsiturile și cât de rău mă deprimă culoarea asta. Uite, vezi, aici vedem visul oricălui olsitist și anume să-și pună jante de aluminiu. Din cauza că erau în 3 prezoane și cu o distanță destul de ciudată, nu prea aveai de ales, nu prea aveai ce jante să-i pui. Așa că dacă făceai rost de ceva jante de aluminiu în 3 prezoane, erai cel mai șmecher. Vezi, 40 de ani de olsit. Hai că e bine că apucarem să filmăm ceva, că văd că acum dau drumul la muzică. Așa că e posibil să, ca în momentul în care începe muzica, să trebuiască să oprim sunetul. Eventual poate facem vreun voice-over după aia ceva.
pragurile, au îndeletnicirea tinerilor de prin anii 90-2000 să pună praguri pe toate mașinile. Pandourile originale de plastic de olsit, o idee proastă că strângeau apă și făceau rugină. Oh, ia uite-l. Olsitul verde Cielo. Eu n-am avut Cielo culoarea asta, eu am avut culoarea elaltă, verde Canterbury, celălalt. Oh, ia uite aici. Uite jantele de axel. Ia de aici. De în France, chestii de astea. Aș o fi și urmeși. Da, da, cred că sunt, cred că sunt anvelopele originale. Jantele de tipul ăsta erau de două feluri, erau pe mărimi normale radial sau pe o mărime specială și ăștia cred că sunt ăștia cu R340, cred că sunt cele pe mărimea aia mai ciudată. Nu știu de unde o mai făcut rost de anvelope pentru ele. Vopsite, gazate. Da. Din păcate. Asta l-au făcut azi noapte. E mai probabil. O tobă de racing, asta îți mai trebuia la olsit. O bară vopsită cu spray-ul și o tobă de racing. Vestitele ăștia umflate cu plana. Bună ziua! Voi să nu faceți ce fac eu, să nu vă așezați pe mașini. Eu acum stau pe tragăr, pe tragărul de fier, da, care e prins pe lonjeroane. Adică ar trebui să nu fie o problemă, plus că na, e mașina mea, dacă o stric, n-are nimic, că e a mea. Acum două săptămâni, cred, în weekend, a fost întâlnirea de 40 de ani de la înființarea, de la fabricarea primului olsit. La noi în Craiova asta a fost o treabă, olsitul, da? A fost o treabă foarte importantă. Vă dați seama implicațiile economice și sociale de a avea o fabrică mare, da, pe vremea lui Ceaușescu și după aia, că a mai continuat câțiva ani și după Revoluție. Pe urmă, fiind preluată de DU, după aia de Ford, vă dați seama că dacă nu era baza asta, șansele să vină DU să construiască de la zero o fabrică în Craiova nu erau cele mai ridicate. Da? Pentru mine a fost o revedere emoționantă, am fost acolo și am filmat vreo 10 minute cât am putut filma până au dat ei drumul la muzică, știți cum e cu YouTube-ul, cu muzica, că nu e bine. O să-i dau video-ul lui Cosmin să vedem cum le taie, cum le intercalează, cum ce-o păstra, imagine, sunet, care de unde. În orice caz, pentru mine a fost foarte interesant să revăd mașina copilăriei mele. Au fost olsituri de toate felurile, de toate culorile, cu toate opțiunile, pentru că așa era pe vremea aia, te lăudai. Dom'le, eu am roșu, ia uite, al meu e mai frumos, că ălea erau mașinile, da, aveam 2-3 Wartburguri, 2-3 Trabante, Dacii și olsituri, cam ăștia erau mașinile din Craiova în copilăria mea. Chiar au fost și taxiuri, au fost olsituri taxiuri, aveau logo-ul Apple pe capotă, nu știu de ce, da, și au fost, când eram eu mic, olsituri taxiuri. După aia, când s-a dat o lege că trebuie să aibă mașina 4 să nu mai stea omul să intre, rabatează scaunul, intră în spate, ieși și așa, au renunțat la olsituri pe taxi. Dar da, atât sunt de bătrân încât țin minte olsituri taxi. Era cu motorul de 1100 de Franța, cu motorul de 1300 TRS de România, cu variantele RM și RT sau cum le zicea, alea făcute cu piese de Dacia. Au luat carburatorul de olsit, i-au pus niște jigloare mai mari, piesulicele de reglaj din interior, da? Care reglează debitul. Și l-au montat pe Dacia Nova GT, o Dacia cu motor de 1600, cu carburator dublu corp de olsit,
care înțeleg că fugea destul de tare, dar și mânca o grămadă de benzină. Cu adaptorul ăla de la Dacia la Olsit pus pe dos, își puneau mulți carburatori de Dacia pe Olsit ca să consume mai puțin. Vă dați seama că îl omorai practic. Asta era toată șmecheria Olsitului. Carburatorul la dublu corp, care de la o anumită, de la un anumit punct în cursa de accelerație, deschidea camera a doua și îți dădea un plus de putere, bineînțeles, și de consum. Au fost tot felul de mașini și mai originale și mai tunate. A fost și un Olsit de la de printre blocuri, pentru că, vă dați seama, Olsiturile părinților au fost moștenite de copii, care copiii le-au tunat, cum era la mod atunci, cu umflăi pragurile cu cricul, punei jante mai late, stați că treci un avion. Iarăși, aeroportul din Craiova, o chestie care se dezvoltă în continuu și aduce, eu zic, niște venituri și niște plus valoare pe aici, pe la noi, pentru că dacă vrea cineva să călătorească de pe aeroportul din Craiova, e nevoit să vină până la Craiova, să plătească parcare, să poate consumă benzină, poate se cazează o noapte la hotel, poate mănâncă ceva de pe undeva, poate se duce la cumpărături prin mall. Deci e un lucru bun, da, per total e un lucru bun. Că mai face el cât un zgomot în timpul filmării, asta e, trebuie să ne conformăm și să înțelegem că e pentru un bine general, da? Așa. Da, cu întâlnirea de Olsituri. A fost foarte frumos, a fost cam ciudat că a fost la 40 de grade în mijlocul zilei sâmbăta, dar cam asta era experiența de Olsit. Noi așa mergeam la mare, cu prosopul după gât, cu geamurile deschise la maxim, aerisirile erau cum erau la Olsit, erau mai bine decât la Dacia, dar erau și ele cum erau la Olsit, practic doar cele din mijloc erau cuplate la aerotermă, cele de pe laterale dădeau afară, deci ele funcționau doar la viteză, da? La viteză, dacă deschideai acele aerisiri, îți băga aer din aripă direct în habitacul, nu se punea problemă de filtru de polen sau de ceva, îți arunca cu frunze și cu gândace în gură și cu praf, de n-aveai treabă. Da? Cu jantele era o problemă la Olsituri, pentru că erau cu trei găuri de găuri ciudate pe modelul Daciei, mai găseai, că erau, bineînțeles, noi produceam două mașini cu trei prezoane la roți, care trei prezoane erau în configurație diferită, deci nu puteai să pui jante de Dacia pe Olsit sau de Olsit pe Dacia, decât cu flanșe adaptoare de RT-ul sau de RM. Din păcate n-a fost niciun Olsit Enterprise, n-a fost niciun Olsit CS, acel Papuc, da? Olsitul Papuc nu a fost, dar a fost o treabă extraordinară, s-au strâns olsitiști din toată țara, au venit de la Suceava, de la Sibiu, de la Cluj, au venit niște băieți, un cuplu au venit, cred că din Cehia, sau nu știu de unde, aveau un Olsit echipat ca de raliu, ca de Paris-Dakar, așa, cu niște roți mari, cu niște o bulă din aia de bagaje pe deasupra. În orice caz, foarte interesant. La întâlnirea olsitiștilor am apucat să văd și un Olsit special. Eu nu apucasem să văd efectiv niciodată motorul, să mă uit la el și să înțeleg diferențele și cum era Olsitul special. Avusese un vecin la câteva case mai încolo de bloc unde am copilărit eu, avusese un Olsit special, știam că are Olsit special, se auzea că e alt zgomot, dar nu, bine, eram și copil, nu știam eu pe vremea aia la ce să mă uit sau ce să fac. Și acum am dat peste niște oameni foarte de treabă, au avut răbdare cu mine, mi-au explicat, nu am stat să filmez, trebuia să îi rog să le iau interviu, să le pun microfoane pe ei și așa mai departe, dar am fost egoist și am păstrat numai pentru mine acele povești. A venit și un prieten de-al meu, mare olsitist, l-ați mai văzut voi prin videouri, m-a mai ajutat pe mine cu frânele și cu alea, lucrează la ITP-ul ăla unde mai filmăm noi pe sub mașini, el a avut olsituri și mi-a tradus ce se întâmpla pe sub capote, pe la carburatoare și pe la opțiuni, cum era cu chedere, cu interioare, cu oglinzi, cu cum știai dacă un Olsit de Franța sau de România, că avea o tăietură vizibilă pe stâlp, diverse chestii. Că erau și la Olsit erau câteva opțiuni, să zic, da,
oglinzi cu reglaj manual din interior, oglinzi cu reglaj cu mâna doar de afară, oglinzi pliabile, oglinzi nepliabile. Primele holsteri nici nu aveau oglindă pe partea dreaptă, aveau oglindă numai la șofer. Na, e o lume pe care trebuie să o cunoști ca să o poți înțelege. Îmi pare foarte bine că s-a întâmplat această întâlnire, sper să se întâmple și la alte mărci și la alte grupuri de pasionați din tot felul de domenii, auto sau altceva. Da? Pentru mine a fost foarte frumos să văd chestia asta și cred că e un mod mai bun de a te bucura de o mașină, să o arăți altora și să poți să împărtășești. Na, normal că nu se lasă să umble prin mașină sau să iei să-i plimbi, dar totuși, eu zic că e o idee bună să expui o mașină, să poată bucura de ea și alții. Așa ce se face, soții ascunsă printr-un garaj și pe urmă să o găsească peste două generații mai încolo plină de praf și ruginită. Da, n-are rost. Cam așa cu întâlnirea all-seaturilor. Sper să apuc să mai particip și la alte întâlniri din cadrul Retromobil România sau nu. Să vedem ce mai găsim și pe acolo. La revedere!